Salutare de pe RUA, platforma românilor uniți acasă, pentru că acasă nu e un loc, acasă e un sentiment. Suntem aproape 10 milioane de români plecați în diaspora. Suntem 10 milioane, aproape 10 milioane plecați peste tot în lume. Dacă vreți să întindeți o mână de ajutor prietenilor, rudelor, celor apropiați și pe care îi știți departe, scrieți-ne aici, pe RUA. Platforma românilor de pretutindeni. Noi ne îndreptăm spre ei, noi ne vom duce spre ei și le vom trimite un sentiment, un gând, o inimă. RUA e platforma românilor uniți acasă, pentru că... În aceste 7 facultăți învață astăzi peste 12.000 de studenți, dintre care un mare număr, aproape 800, sunt studenți internaționali care provin din peste 55 de țări. Suntem mândri că astăzi suntem o universitate europeană, deschisă la valorile europene. Suntem bucuroși că facem în Târgu Mureș un învățământ de calitate și credem că avem o ofertă deosebită pentru cei care doresc să devină studenți ai universității noastre. Romania is a great place. It's a lovely country. So that's why I chose to stay. Salutare de pe RUA, platforma românilor uniți acasă. Ca să înțelegi de plin un lucru atunci când îl explici, trebuie să-l înțeleagă și bunica ta. Așa că explicația RUA e simplă. E prima țară online. În țara RUA online le găsești pe toate. RUA Connect începe acolo unde se termină singurătatea. Cu RUA Connect poți socializa cu românii de pretutindeni, poți intra în legătură cu ei, poți vorbi cu ei, le poți auzi problemele sau bucuriile. RUA Connect. Acolo unde se termină singurătatea, începe RUA Connect. RUA Academy. Educația e singurul lucru pe care nu ți-l poate lua nimeni niciodată. De asta RUA Educație, RUA Academy îți aduce cei mai buni profesori de la care poți să înveți. Printre partenerii credibili ai RUA Academy sunt Universitatea Babeș-Bolyai, sunt cei de la Universitatea București sau UMFST Târgu Mureș. RUA Academy pentru că educația e cea pe care nu ți-o poate lua nimeni niciodată. RUA Gaming. Brâncu spunea că atunci când nu mai ești copil, ai murit de mult. Pe RUA Gaming găsești copilăria, bucuria jocurilor, dar găsești și spiritul competitiv al maturității. Cele mai importante jocuri online, de la FIFA până la Fortnite, le găsești aici, pe RUA Gaming, și le poți juca cu românii de pretutindeni. Asta e RUA Gaming. RUA Store. Fabricat în România, sunt produsele pe care le găsești în vitrina RUA Store. Acolo, în RUA Store, găsești toate produsele de calitate fabricate în România și distribuite, vândute oriunde în lumea asta. RUA Travel. Să călătorești înseamnă să descoperi.
cu Rua Travel poți să descoperi România frumoasă. Și pentru că spunea Blaga că veșnicia s-a născut la sat, veșnicia satelor românești o să o găsești pe Rua Travel. Rua Media. Aici găsești vorbele frumoase spuse de români frumoși, interviuri extraordinare, povești nemaipomenite de la români interesanți, începând cu Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și continuând cu românul care pune gazonul pe Anfield Road, celebrul stadion al lui Liverpool. Vorbele frumoase cu români frumoși pe Rua Media. Am intrat în media acum 30 de ani făcând radio și domnul Mircea Albulescu, mare statuie a României, mi-a spus cândva că radioul e mai greu de făcut decât televiziunea, pentru că la radio tu trebuie să pui decorul în mintea ascultătorului. Televiziunea ți-l oferă de-a gata. Rua Radio îți aduce marele hituri românești și știrile frumoase din România. Rua Radio. Rua Home Invest. Warren Buffett spunea că în lumea business-ului, în lumea afacerilor, oglinda retrovizoare e mai importantă decât parbrizul. Pe Rua Home Invest ai posibilitatea să vezi și oglinda retrovizoare și parbrizul în același timp. Cele mai bune investiții imobiliare în România, pe Rua Home Invest. Fundația Rua. Nu ești bun de nimic dacă ești bun doar pentru tine. Fundația Rua aduce bunătate, împarte bunătate celor care au nevoie de ea. Fundația Rua e parte din ecosistemul Rua. Asta e Țara Online despre care vă vorbeam. Țara Rua, în care poți să intri fără niciun pașaport. Acasă nu e un loc. Acasă e un sentiment. Bine ai venit pe Rua.
Bună seara, dragilor, bună seara, Târgu Mureș. Mulțumim din suflet, Nicolae Volculeț. Poate cel mai valoros n-ai astăzi alături de noi, în această seară deosebită. După Gheorghe Sanfiu, ai fost elevul lui. În primul rând, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi la ceas de sărbătoare pentru noi, pentru mine, pentru familia mea. Este un an de zile de când am lansat proiectul RUA, Românii Uniți Acasă. Se dorește a fi prima țară online din lume, unde noi toți să fim parte. Rolul nostru este să unim românii, demnitatea noastră, pozitivitatea noastră, mândria noastră, tot ce avem noi mai scump, sufletul nostru, credința, bunul Dumnezeu. Astăzi în primul an. Și atunci am zis cu copiii mei, hai să facem o seară specială. Cum poate să fie o seară specială? Fără oameni speciali, fără oameni deosebiți, fără voi. Dar în primul și în primul rând, mă bucur să am alături de mine pe maestru Dan Puric, din punctul meu de vedere, un geniu. Pe domnul profesor rector Leonarda Zanfirei. Și bineînțeles pe maestrul Voiculeț. Și să încercăm împreună să vorbim despre libertate. Libertatea de a iubi, libertatea de a fi român, libertatea de a dărui. Cred că este cel mai important lucru pe care poate să-l aibă un om, pe lângă familie, știință, este libertatea. Cum
32 de ani ne-am redobândit libertatea. Astăzi, libertatea este și dorim să împărtășim cu voi din experiențele noastre și la un moment dat să interacționăm cu voi rugându-vă să ne întrebați ceea ce simțiți, dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre tainele sufletelor noastre. Leonarda Zanfirei a fost primul om care a venit în casa vreau să fiu alături de voi. Mulțumim frumos, maestre. Acum mai bine de un an, împreună am semnat un parteneriat de colaborare între UMFST și RUA și sunt foarte mândru pentru că flacăra RUA pornește de acasă. Avem nevoie de încredere, de speranță, de prietenie. Și îl consider pe domnul rector Leonard Azanfirei un prieten al ecosistemului RUA și un prieten al meu personal. Domnul Dan Puric este ultima sclipire din viața mea. M-a făcut bucuros, m-a făcut mai bogat decât am fost până ieri, chiar și astăzi. Fiecare vorbă pe care o scoate, o simt că vine din suflet, din profunzimea minții. Și ți-e drag să stai lângă un astfel de om, să simți adevărul absolut. Este alături de noi pentru că de asemenea a crezut în proiectul nostru și vom face multe lucruri frumoase împreună. Începând chiar cu ianuarie anul viitor. Maestrul Voiculeț, l-am cunoscut acum 5-6 luni și la fel am simțit deschiderea totală față de viața noastră și iată că încet, încet se creează o emulație, o atmosferă pozitivă în jurul proiectului nostru, în jurul muncii noastre. Și astăzi ne întoarcem la subiectul nostru drag, comun, libertatea. Domnul Dan Puric, prietene drag, ce înseamnă libertatea pentru tine? Doru a fost un înțelept cu vreo 450 de ani înainte de Hristos, chinez, Lao Tzu. A spus că numai pușcăria și vorbesc despre libertate. Că oamenii liberi sunt precum îndrăgostiții, iubesc. În primul rând, v-am adus o carte, Omul liber. Am avut o intuiție fantastică cu vreo 3 săptămâni înainte să fie decretată pandemia. Nu știu ce m-am apucat să scriu pe ea, Omul liber. Fiți atenți. Când cărțile se vând greu, oamenii se vând ușor și țara se dă pe gratis. Tudor Mușatescu.
Nu-i bună? Teribil. Domnul doctor, eu nu știam cum să vă fac o surpriză în cabină. V-am pregătit-o să vă duc cadou. E cu semnătură, păstrați-o, că dacă mor cost... Cu toată dragostea. Domnul doctor specialist în anestezie, am auzit un banc genial. Zice, poporul român este singurul popor unde dacă pacientul nu îl anestezie înainte de operație, se ceartă cu doctorul. Deci asta este legea. Eram în... dumneavoastră nu aveți nevoie de definiții, ci de stări sufletești. Știi, mă gândeam, Doru, să spun, acum câțiva ani am întâlnit în gară la satul mare, era un domn mai în vârstă, vorbeam franceză, eu avusesem tot așa o întâlnire cu publicul și nu știu ce mi-a dus pe acolo. Și mi-a zis în franceză, domnule, semen teribil de mult cu un mim român care l-am văzut eu. Eram tot eu. Și zice, moșul simpatic, așa. Și mi-a zis, eu sunt catolic, domnule. Și aia nu, catolice, nu faia, nu faia, nu faia, nu faia. Și ca să mă eliberez, m-am dus în America. Și mi-a zis, și cine te-a eliberat în America pe mata? Krishnamurti, știți, era un guru. Și ce ți-a zis Krishnamurti? A zis că nu există, uita la mine așa, a zis că nu există trecut. Și eu m-am uitat la și zic, să înțeleg că n-ai avut mamă. Și el mi-a zis, până unde mergi? Zic, până la Brașov. Zic, până la Brașov, te reîncreștinezi din nou. Trecutul, paradoxal, ne eliberează. Știți de ce? Că libertatea pe care noi o trăim acum e rodul sacrificiului și a jertfelor a părinților noștri, a bunicilor noștri și a strămoșilor noștri. Nicolae Iorga spunea că nu victoriile strămoșilor noștri, ci suferințele lor ne-au dat puterea de a fi acum. Și atunci, încă o chestie care am scris-o și în carte, eram pe la Parâng pe acolo și am trecut așa, eram un țăran care cosea. Și știți cum se intră în vorbă direct așa? Nu știu ce mai vreau să întreb, zic, bre, le dăm roșia Montana? Cosea. Zic, nu fi auzit. Așa se acoasă, zice, le dăm bă băiete, că săracii au nevoie. El era un om liber. Țăranul român e un om liber. Tot ce s-a luat din România și se ia în continuare, nu îi afectează pentru că libertatea lui e o libertate, libertatea acestui popor e de altă speță. Există o poveste a Sfântului Siloan Antonitul, 4 clase primare a mea. Știți că sfinții n-au nevoie de Harvard, de Oxford. Sfântul Simeon Neoteolog zice cunoaștere tainic. Și spune așa, fiți atenți, minunată. Într-o curte, într-o gospodărie, era un cocoș. Și cocoșul le-a spus găinilor că aia e toată viața. Și găinile le ascultau, cum îi ascultăm noi pe ăștia. Numai că pe deasupra era un vultur așa care plana, care venea de departe, s-a așezat pe gard. I-a spus cocoșului că viața e mult mai mare, e mult mai largă. El văzuse mări, munți, oceane. Și zice Siloan Antonitul, cocoșul a început să râdă, că nu-l ducea minte. Cocoșul era omul duhovnicesc, libertatea creștină. Ăla era libertatea istoriei. Dacă românul nu avea privirea vulturului, dacă românul în esența lui nu era legat de cel care ne-a dăruit libertatea fundamentală de Hristos, era ca cocoșul. Ce vedeți dumneavoastră la televizor sunt niște găini cu cocoșul. Deasupra e biserica. Românul întotdeauna și aici în Ardeal, ce a zis Rebreanu, 1000 de ani, românul a trăit pe sub pământ. Istoric german, Albrecht Wirth, fiți atent cum se întâlnesc lucrurile, ca să vedem să conjugăm libertatea. 1916-1917, poporul român este cel mai dârs popor din lume, mai dârs decât fiii lui Israel, pentru că evreii au fost tot timpul în istorie
cu tenacitatea lor, cu inteligența lor. Nu. Deci poporul român a dispărut 8-9 secole pe sub pământ, dar cei care a dispărut ca izvoarele noastre care formează râul Iura în munți și ca să iasă la suprafață definitiv în istorie. Și atunci zici, și mai ales Ardealul, pe sub pământ, ca și acum, o să vedeți că la criza mondială care este acum, românul se retrage undeva în sinea lui. Iorga, Nicolae Iorga spunea așa, că țăranul român, ca acum, la noi, are libertatea măruntă din jurul casei, aia care o dă biserica, nu dă doi bani pe libertatea constituțională, aia doi că de a dormit politic. Și atunci el a mers cu libertatea asta a lui, pe dedesubt, cum a mers și acum, și în timpul pandemiei, și în perioada asta, e o libertate a românului care nu poate fi confiscată. Eu de aia la televizor am spus, am mare încredere în lipsa de încredere a poporului român. Păi poporul român, vorba lui Petre Pandrea, are sufletul anarhic, nu se închină decât la icoană. În restul nu dă doi bani, este relativ. Și ca să nu monopolizez începutul acesta, nu există libertate fără credință. Nu există libertate fără iubire. Cel care ne-a dat adevărul te face liber. N-ai spus așa? Cine te face liber? Te face liber Bruxelles, Washington, Moscova? Adevărul. Păi da, da, Doru, adevărul a fost dat odată pentru totdeauna. Și nu orice fel de adevăr, ăla cu iubire. N-ați văzut că poporul român e marcat de milostenie. Știți care a fost actul, cel, ăsta, actul major de libertate acum? Cum i-am ajutat pe ucrainieni? Liber, Dumnezeu. N-a fost nicio indicație prețioasă de la partid. A, bă, e ăla suferind. Uită, bă, și de Ținutul Herții. Uită și de Bucovina luată prin raft. Dă-i, bă, să mănânce, bă, că e la... Aia e libertate cu iubire. Vă rog să rețineți și închei cu chestia asta. Nu vă luați după cocoșul din curte. Băi, de capul de rebegiți. Fiți anul poveste. Vulturi crescut printre găini. Cu ciocul, ciugulea, ciugulea. Și un puște zice, ești vultur, mă. Mă, ești vultur. Și într-o zi n-a mai suportat puștul, l-a luat, s-a dus pe o stâncă și l-a aruncat în prăpastie. A zis, ești vultur, mă! Și atunci a întins sare. Kazantzakis, cel care a scris vorba grecu. Numai pe marginea prăpastiei îi cresc omului aripi. Vă mulțumesc. Doamne Iisus. Gânduri frumoase, dar în același timp românul are ceva foarte, foarte special. Are puterea de a îndura și în același timp să fie demn. Și un exemplu de demnitate și de exclusivitate, aș putea spune, pentru că este până una alta singurul proiect care s-a dus peste hotare și ne reprezintă cu cinste acolo, este UMFST-ul, datorită inclusiv muncii și prestației extraordinare a domnului Leonard Zamfirei. Și o să vă rog, domnule rector, să ne spuneți, apropo de libertatea de a pleca de aici, din orașul Târgu Mureș, într-o direcție necunoscută, Germania, Hamburg, dar cu elan și cu probabil sufletul plin de... Da, m-a provocat afirmațiile domnului Dan Boric. Sigur că domnia sa este un om de literă și de spirit. Eu vin dintr-o zonă a concretului care uneori într-o interacțiune cu suferința umană vrând nevrând te mai dezumanizează din când în când. M-a provocat această asociere dintre libertate și componenta religioasă din om.
Și mă gândeam în timp ce domnia sa vorbea la faptul că, de fapt, este o mare asemănare între Dumnezeu și libertate, dintr-o perspectivă pe care vreau să o introduc acum. Dumnezeu l-a creat pe om, după care omul a început să îl creeze pe Dumnezeu după chipul și asemănarea fiecăruia. N-am spus-o eu, a spus-o altcineva, dar a spus-o bine. Astfel încât și noi ne creăm definiții diferite ale libertății în raport cu ce vrem să punem în față, care sunt valorile pe care le avem, care este contextul cultural în care ne găsim într-un anumit moment. Și această abordare a libertății doar în termeni absoluți mi se pare destul de riscantă, destul de periculoasă, pentru că libertatea fără o responsabilitate asumată, de fapt, duce cu mare ușurință la anarhie. Dezbaterea noastră se desfășoară sub un titlu generos, Libertatea de a fi român. Și acum am să vin la întrebarea dumneavoastră. Sigur că în România este destul de natural să fii român, prin multe argumente de natură administrativă, politică, socială, culturală, emoțională, cum vreți dumneavoastră. Să fii român în afară nu mai este uneori o libertate care poate să fie de fiecare dată ușor de exprimat, și dacă ar fi să ne jucăm cu vorbele, poate că ne-am putea gândi libertatea de a fi român, bucuria de a fi român, mândria de a fi român, uneori disconfortul de a fi român în unele locuri, în anumite circunstanțe. Știu că fiecare dintre noi, într-un context sau altul, am avut o experiență poate tristă, poate de-a dreptul abrazivă, prin care să simți confortul de a fi român în altă parte decât în România. Sigur, e dramatic să te simți neconfortabil a fi român în România. Este un lucru care înseamnă cu totul altceva și este foarte grav. Mergând în această direcție, m-a preocupat de-a lungul anilor, mai ales în ultima perioadă de timp, o situație care mi se părea de o nedreptate fără de margini, de o stupidenie statală fără de margini, pentru că în România, sau din România, au plecat în afara României mai bine 30.000 de absolvenți de medicină. O pierdere pe un statul român absolut înfiorătoare, pentru care sigur nimeni nu răspunde, cauzele pot să fie și sociale și economice, poate și subiective. Până la urmă, acel principiu în Constituția Statelor Unite care spune că fiecare om are dreptul să-și caute fericirea, trebuie să o aplicăm și în România, chiar dacă nu este Constituția noastră, și pot să înțeleg într-o bună măsură acest drenaj de creier care există în afara României. Dar sigur că lucrul acesta nu putea rămâne în felul acesta. Și atunci filozofia din spatele proiectului extensiei din Hamburg a fost una foarte simplă. Noi românii trebuie să exportăm doar oameni care deja i-am instruit, pentru care am cheltuit, să putem exporta know-how, cunoștință, într-o țară care este pretențioasă, care are niște rigori care au trecut proba timpului. Și astfel, fără să mungesc prea mult, a apărut proiectul din Hamburg, care se derulează în acest moment exclusiv cu profesori din Târgu Mureș, care îl predau germanilor, care îl predau, de fapt, la peste 600 de studenți din întreaga lume acolo. Și am să închei cu o chestiune care are o notă naționalistă în sensul bun al cuvântului. Înainte de a finaliza campusul din Hamburg, poate cu 3-4 ani înainte, un proiect de reconstrucție consistent și costisitor în egală măsură, autoritățile din Hamburg au decis că în fața campusului poate să stea steagul campusului, poate să stea steagul Germaniei, steagul Uniunii Europene, dar nu știu steagul României. Asta în 2020? Cu 4 ani în urmă. Sigur că
A stârnit în mine o emoție pe care bănuiesc că puteți să intui. Nu era o chestiune neapărat de viață și de moarte, dar simțeam o nedreptate care nu putea să rămână așa. Existau argumente de un fel sau de altul. Am oprit lucrările de construcție ale campusului timp de 10 zile. Deci ca să înțelegem mai primarul Hamburgului a spus că nu... Autoritățile locale din Hamburg, eu aș vrea să ne ferim de... Nu-i de acord cu steagul României să fie pe... Nu, probabil că existau niște reglementări locale, eu nu vreau să le comentez în vreun fel sau altul, sigur exista o bază în acest sens, dar de fapt în mintea mea a rămas întotdeauna că acolo este o instituție românească care trebuie să aibă și o ștampilă românească, care este altceva decât patriotardul din noi care se manifestă din când în când pe 1 decembrie. Și ultimul lucru care este de asemenea important este următorul. Este niște reglementări de învățământ care se numesc, care fiind o agenție se numește ARACIS, care reglementează calitatea învățământului pentru fiecare program de studii. Pentru studenții care sunt, de pildă, din alte țări și studiază în limba engleză în România, este o materie obligatorie limba română, pentru că ei trebuie, când ajung să interacționeze cu studenții, cu bolnavi, mai este în anul 3, să vorbească limba românească, măcar să rupă. În Târgu Mureș, predăm limba română studenților internaționali. Vă dați seama că un asemenea standard în Hamburg era inutil. La ce să înveți limba română unor studenți care sunt germani, coreeni, spanioli, italieni, care nu vor interacționa cu pacienți de limbă română, pacienții fiind germani, în esență. Și atunci, această materie am transformat-o într-o materie care se numește cultură și civilizație românească. Vă spun că studenții internaționali din Germania cu mai multă plăcere învață despre Voroneț, despre Noica, despre Iliade, despre valorile culturale pe care le are România, într-un context în care, dacă ar fi fost altul, poate că n-ar fi auzit niciodată în viață despre valorile pe care le avem noi. Le învață mai cu plăcere, spuneam, decât învață anatomie, fiziologie sau biochimie, care sunt, sigur, materii mult mai aride. Spun asta ca să înțelegeți că există forme diferite de a promova românismul, iar mândria de a fi român în afară, uneori are un cost, sigur, alteori vine dintr-o umilință premergătoare care îți dă mai multă energie să reacționezi, dar una peste alta se încheie cu plus. Mulțumesc, e un exemplu de onoare, în primul rând, de care ați dat dovadă, și de demnitate românească. Nicolae, ne mai mângâi sufletul. Ceva nu era în program. Mi se întâmplă asta la fiecare concert, să schimb programul. Pentru că domnul rector vorbea despre Germania și despre Hamburg și ce am să cânt acum? Jesu meine liebe Freude. Iisus, prietenul meu drag. Johann Sebastian Bach. Thank you.
Maestre Puric, în 1990 am cunoscut libertatea. Am tot vorbit înainte, pe vremea lui Ceaușescu, oarecum este să vorbești liber, să iubești liber, să ai ocazia și fericirea, până la urmă, de a cunoaște alte civilizații, să poți să pleci din țara ta, să te întorci în mod pașnic. Și în 90, iată că am dobândit această libertate. Cu siguranță sunt foarte curios cum crezi că am administrat atunci, în acele momente, libertatea, în mod haotic, în mod independent, în fiecare, cum a putut, inclusiv eu mă pot da un exemplu de faptul, ok, m-am văzut la 19 ani în floarea vieții mele, am zis, ce fac acum? Încotro iau. Sunt liber, sunt fericit, sunt sănătos, sunt tânăr. Cu o poftă nebună de a cunoaște și a mânca viață pe pâine. Da. Doru, tu, ca orice român, ca și mine, ca... am plecat din ghetto ăla comunist, care era România, către o țară liberă, către o lume liberă, lumea Occidentului. Și n-am știut unde ne ducem. Am plecat din grădina zoologică și am ajuns în junglă, împușcați la liber. Fiți atent, eram în aeroport cu un prieten silvicultor. Am zis, Dane, ei creșteau fazani. Știți că la fazani le pun niște voleuri sus, așa, plase, ca să poată să zboare, dar să fie acoperit. Fazanii de noua generație nu mai vor să zboare. Și nici nu mai știu, știți de ce? Le acopăr voleurile. Fac doar așa. Domnul profesor a spus adineori, libertatea absolută e anarhică, nu? Libertatea absolută are o disciplină de fier. Spune prea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Un om care este cu adevărat liber are o disciplină fantastică. Are o asceză interioară. În teatru se zice arta improvizației dinainte gândite. Libertatea, bunii mei prieteni, nu este libertinaj. Din exemplu, liberalizarea relațiilor conjugale din Occident a dus la un dezastru care vine peste noi. A dispărut ideea de datorie, de respect, de morală, de constrângere socială. Fă, băi, ce vrei.
Știți că Revoluția franceză din 68 a tineretului zicea se te-a întărdit de-a întărdir. Este interzis să interzici. Și mă certam cu un prieten, pe domnule, se referă la cenzură, domnule. Era o cenzură a lumii tradiționale. Zic, măi omule, cine interzice, în primul rând, și ce interzice? Că și pe vremea comunismului erau interzise foarte multe lucruri. Ce interzice? Care era autoritatea? Una să-ți interzică bunul simț, omenia și credința, și alta să-ți interzică nelul care e la PCR sau UE. Nu vă dați seama că, spunea Ernest Berna, martir al închisurilor comuniste, mare gânditor român, se trăiește cu frenezie libertatea omului căzut, libertatea desfrâului, a lașității, a lenei, a minciunii, care face din viață o mlaștină. Bunii mei prieteni, ce vedeți la televizor este o libertate a omului căzut. Nu este libertatea omului cu Dumnezeu. Și atunci, sigur că noi am plecat, ne-am dus într-o lume care, evident, stătea pe drepturile omului. Să fiți foarte atenți la următoarea chestie. Ați văzut că sunt din ce în ce mai multe drepturi? Drepturi, 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 și a dispărut omul. Păi știți cine a dat valoare omului? Nu Revoluția franceză și bolșevismul, ci Iisus. Știți de unde a început libertatea? Și de ce am zis că românul a avut această libertate și o are în continuare? De la monedă i-a dat așa. L-au întrebat pe Iisus, ce facem, învățătorule, plătim impozitele sau nu plătim? Dacă spunea că plătim impozitele, era omul împăratului, dacă spunea că nu le plătim, era revoluționar. Ei se grebeau să-l pună pe cruce. Și atunci a zis să-mi dea cineva o monedă. E parabolos, parabol. Cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă. Și era cu Cezarul, Tiberiu, dați-i Cezarului, cel Cezarului. Și pentru prima oară în lume a apărut cel mai mare scandal care ține până astăzi. Și lui Dumnezeu, ce e lui Dumnezeu. Domnul profesor, Cezarul până atunci stăpânea și zeii. Cum vor să stăpânească ăștia acum? Spune-i unde să te închin, cum să faci copii, cum să faci dragoste. Cezarul. A apărut o autoritate peste el. Știți când începe înrobirea? Și ce se cere astăzi? Să-i dai Cezarului ce e lui Dumnezeu. Atunci ești în pușcărie. Dați-i, bunii mei români, sufletul, familia, ideea de mamă, de copil. Dați-i Cezarului. S-a dus. Dați-i Cezarului ce e al Cezarului. Și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Este o autoritate supremă. Când Hristos a venit pe pământ, spunea un mare gânditor liberal francez, cetatea era suveranitatea, era libertate. Asta era libertate, suveranitate. Cetatea era totul, cetățeanul rege și omul nimic. Nu vedeți că acum se pune accentul pe cetățean, nu pe om. Știți că românul, scriam acum, mi-am scris o idee, românul nu are nevoie de drepturile omului, are nevoie de omenie. Nu faci nimic cu ele. Drepturile omului fără de Dumnezeu este metastază juridică. Cum o atingi? Ca la biopsie. Tata îmi spunea, săracul medic mare, băștii de la biopsie diseminează cancerul. Ne atinge. Și atunci, ce s-a întâmplat? Omul a fost descoperit și în perioada iluministă, brusc au zis, ia lăsați voi chestia asta. Luăm dreptul și avem noi grijă de noastră. Nu se poate. Fără milă, fără înțelegere. Nu vedeți? Dacă am zis de ucrainieni, a trebuit să fie vreun decret prezidențial, vreun model european, din contră, noi am fost modelul. De unde răsare chestia asta? Eu nu vorbesc de populația României strivită și alungată. Eu vorbesc de poporul român în adâncului. Aici a fost un mare mitropolit, Andrei Shagona, Macedon, care spunea, fă și taci. Știți ce înseamnă sub tăcerea? Ce disciplină ca să reziste. Am văzut la Caransebeș o hartă, Muntenia, Moldova și Imperiul Habsburgic. Da, dar pe de sub erau eparhii românești.
Aia era țara. Credeți dumneavoastră că s-a plecat în străinătate, am pierdut în 30 de ani mai mult decât am pierdut în două războaie mondiale, 33% din populație. Eu am plecat cu libertatea de a fi român, am plecat cu biserica. Sigur că e o problemă, copiii născuți acolo, că vor fi împărțiți cu comportament schizoid, că jumătate este italian, eu am dat niște autografe și zicea Alfonso, Roberto, de unde ești, mă? Păi zic că din Madrid. Eu obligam municipalitate. Zic, dar bine vorbești. Am fost în California, am vreo 3 ani jumate și după ce am venit într-o bisericuță mi-a zis un puș de vreo 15 ani. E foarte interesant ce vorbești aici. Zic, ai aparat dentar? Nu, e. Mă, cum te numești, mă? Ștefan. Bă, tu ești nebun la cap. Tu ți-l închipui pe Ștefan Voivod să zică înainte la atac să-i batem pe turci. Știi ce înseamnă libertatea? Avea umor el. Am vrut și cu părinții. Dom'le, reparație dentară, că e nenorocire. Am luat un premiu la Chicago prin 96 și am pus o floare la mormânt la Mircea Eliade. Nici nu știam că a fost. Și nu știu cine m-a părât dintre români de acolo și am primit un telefon că sunt invitat de către doamna Cristina Eliade. Am mai povestit lucrul de aici, apropo de fuga noastră dincolo. Cât de important e ce ai zis tu adineori? Cum ai plecat și tu, cum am plecat și eu? 96, fiți atent acum. Despre libertate, da? Că de asta aveți dumneavoastră, nu aveți nevoie de conferință de stări sufletești pe care le procesați sufletește. Eu am înțepenit și eu m-am închipuit că dacă mă duc la Mircea Eliade, cel care a creat istoria religiilor ca știință în lume, zic, trebuie să aibă o casă mare, o vilă din asta, am luat un buchet de flori. Și când am văzut că era în campusul ăla de studenți, biroul lui era de aici până acolo, un pat, așa, o bibliotecă mică, un living de aici până la Nicolae, puțin mai încolo, covoare, carpete țărănești de 50-60 de ani, într-un colț o candelă, crucea, fotografia lui. Și ăsta e cel mai mare premiu care mi l-a dat Dumnezeu. Aveam și un afiș mic pe Xerox. Mi l-a pus doamna Cristina Eliade de acolo. Și acum vorbim despre libertate. Am luat loc, m-a primit femeia care avea grijă acolo în casă, zice, vă rog să așteptați, mai era cu câțiva români. Doamna Elia devine imediat, a avut o fractură coxofemurală și se deplasează mai greu. Stăteam așa cu buchetul ăla de flori, cu țipla aia, așa. Dom'le, și la un moment dat în cadru a apărut o femeie în vârstă, tulburător de frumoasă, eu m-am suprat în picioare și a început să vorbească pușcăriașul din mine. A intrat CD-ul. Utecistul, membru de partid, zic, doamna Eliade, sunt foarte bucuros că mi s-a acordat șansa de a vizita casa comemorativă Mircea, nu mai prostit spuneam. Îl băgasem cu casa comemorativă Mircea Eliade, care pentru mine este o ocazie unică, adică era sărbătoare de partid. Pe partea alta erau niște ochi albaștri mari, ca grigoreșcieni. Se uitau la mine așa. După 6 minute de aberații, am auzit așa, vorbiște mai că mai tare, că baba e surdă! Dom'le, și în clipa aia m-am eliberat. În clipa aia m-am pomenit pe cerdac la Vaslui, că era moldovean. Apropo, domnul profesor. Dom'le, ce, fumezi? Nu. Bravo! Eu fumez. Mama, Ceaușescu a vrut să-l cheme cu covorul roșu și a zis Mircea, nu mă duc, că mă blesteamă cei din pușcării. Păi, fii atent. Apropo de libertate și de responsabilitate, mă blesteamă cei din pușcării, colegiului, și zic, acum dau toți în el că a fost extremă dreapta. Nu, dragul meu, el și-a iubit țara și când iubești țara, o iubești extrem. E ăsta, Helvig îl cheamă, nu știu. El a zis că avem voie un naționalism european, nu există așa ceva, mă băiatule, mă. Și un naționalism moderat nu există, bă, dragostea de țară e ca dragostea față de iubită, e ori e absolută, ori nu e. Nu poate să fie așa, așa, așa. Zicea profesorul meu Demre Durescu, bancul ăla ce aveți bideul la baie, așa, așa, așa. Deci, fiți atenți aici, și mi-a dat libertate. Și acum am sărit gardul în partea altă. Și când am văzut-o pe doamna Eliade, la 80 ceva de ani, cât suferea că nemernicii ăștia din România mai dau și post-mortem în Eliade, m-am înfuriat, Doru, și am zis,
trebuie să merg. Doamna Eliade, dumneavoastră știți cine a fost Eliade? Dar a rămas femeia curciș și am început să-i vorbesc. De istoria religiilor. Urmă, nuntă în cer, mai trei. Dom'le, și cum patos. Și aici i-am ascultat, fiți atenți, inteligență, femeie absolută și mama. Și după o jumătate de oră de așa, îi spuneam eu, ei care a trăit 50 de ani cu mergele de cine, zice, Mario, era femeia de casă, mai dă-i o plăcintă, că ăsta e la fel de deștept și frumos ca Mircea, că l-am cunoscut. Și atunci vezi că există un aer al libertății. Doru, domn profesor, eram la țară, la Nehuio, acolo la mine, comună, acum e oraș. Până 5 ani, 6 ani și oamenii plecau amărâți, cinușii pe stradă, așa. Și duminica stăteam și eu pe bancă acolo să mănânc o înghețată cu tata și a venit un om care mergea așa. Ceilalți mergeau mărunt, erau proletari, așa, știi? Așa, mai cum merg mai pe la mol, pe la... cum se duc ăștia la uie, se dă că niște șobolani. El mergea așa. Așa și-a venit, m-am îngâiat, zice, domnul doctor, e băiatul dumneavoastră. Ce copil drăguț, avea o mână. Și m-a întrebat, tata, cine e omul ăsta așa de liber? A fost pilot aviator în al doilea război mondial, cunoscuse proximitatea morții. N-am putut să uit aerul. Tot la 5-6 ani m-am dus într-o livadă. Acolo, fostul primar, domnul Marin, în vârstă stătea așa, comunism atroce în jur, el avea livada. Și se discuta tensionat, nu mai știu ce, el stătea așa. Era seară, mă duc aminte, cărăbușii zburau, avea o liniște bătrânul nemaipomenită și eu ca copil simțeam stresul unde era în casă la el acolo, ne mai jucam și el era așa. Și la un moment dat a intrat sertarul, era nepotul lui, a tras sertarul de la birou, el fusese primar. Dom'le, un pumn de decorații. Și tata a venit așa și a zis, lasă. Era toată istoria neamului. El a fost în triunghiul morții. Știți ce înseamnă triunghiul morții? Mărăști, mărășești, uituz. Era moarte aici. El era decorațiile lui. El nu mai avea cum să se teamă de tovarăși, tovarăși. Stătea așa. Și tata a zis, las. Ce a făcut tata săracul ca să mă ferească de explicații? Pe când ăștia au făcut cu toată istoria, au aruncat medalii la toalet. Pe cum să fie românul liber dacă copilul mai învață istorie? Aș vrea să fac totuși o remarcă la ceea ce spunea Dan Puric. V-am amintit probabil că un mare om politic român, încă erau oameni politici mari pe vremea respectivă, imediat după Revoluție, care a trăit în exil și a venit în România și care spunea că... Cine? Un mare om politic, dar am să evit să spun nume în seara asta, dar îl veți recunoaște cu siguranță, spunea că a fost nevoie de evoluție ca să aibă dreptul ceilalți să aibă și o opinie diferită. Și însă și seara aceasta este una în care... E un reacție. Corect. Dar am spus că mă feresc de nume proprii, într-o anumită măsură. Și, de fapt, dumneavoastră ați ridicat o minge la fileu, domnule Puri, care, pe care așa un pic să o mai jucăm, dacă este posibil, pentru că, fără îndoială că există valori creștine universal acceptate, prin aceasta este valoros creștinismul, valorile pe care le are. Însă în medicină există o controversă între două noțiuni pe care am să încerc să le explic. Medicina bazată pe experiențe și medicina bazată pe dovezi. Medicina științifică, contemporană, pe care eu vrând nevând, de fapt vrând, nu nevrând, o susțin pentru că sunt format într-o medicină clasică, cu bunele și cu relele pe care le are, cu eșecurile pe care le are, cu vacciniști, cu antivacciniști, cu COVID și non-COVID, cu vindecări spectaculoase din COVID, cu apă, cu sare și devenite ulterior metode terapeutice infailibile. Eu ca medic permit să promovez și să susțin și chiar să combat când este cazul, să susțin medicina bazată pe dovezi și să fiu rezervat la cea bazată pe experiențe. A venit cu
Narațiuni care sunt extrem de interesante și care până la urmă ne stârnesc interesul, este doar o jumătate de drum. Cealaltă jumătate a drumului este în ce măsură o medicină bazată pe experiențe, într-un final, se transformă sau nu în medicină bazată pe dovezi. Pentru că, de fapt, dumneavoastră a spus, sigur, reperele fundamentale sunt cele de natură spirituală, religioasă, și este corect să fie așa. Însă vreau să vă atrag atenția că, ceea ce bine știți, că Rusia este o țară profund religioasă în felul ei, că există regimuri religioase de dreptul fundamentaliste în zona arabă, care își bazează existența, componența socială, totul, practic, pe o componentă religioasă. Și mă întreb dacă, și mă întreb și vă întreb în egală măsură, dacă îmi permiteți, în ce măsură acest apel la argumentul exclusiv pe care îl reprezintă componenta creștină cu valorile, repete, care le are și care sunt indubitabile, este suficientă și de acolo trebuie un mecanism exterior, ca în orice sistem care trebuie să funcționeze sănătos, de evaluare externă, nu doar de internă, care să confirme că ceea ce se întâmplă în sistemul respectiv funcționează. Probabil că viziunea noastră este una ușor suveranistă, înțeleg? Zic bine? Sau poate nu? Absolut suveranistă. Sigur, eu prin programele Erasmus pe care le are universitatea, într-un fel sau altul, devin apărătorul celor care încearcă să mai taie din viduri și să creeze mai mult punți între anumite culturi, între anumite valori, în zone care le vedem diferit în acest moment, pentru că, de fapt, cultura și societatea lor s-a dus într-o direcție. Avem dreptul să spunem o direcție bună sau o direcție mai puțin bună? Să emitem judecăți? Cu siguranță că da, dacă avem o experiență suficientă. Însă, întrebarea asta era, de fapt, cum controlăm sau care este elementul de control pentru ceea ce spuneați dumneavoastră a elementului spiritual, religios, dacă vreți? Nu mai trebuie și altceva în plus? Am înțeles. E normal, pentru că veniți din medicină, vă avertizez că la mine în familie sunt toți doctori. Citat a fost studentul Babeș. Și normal, pentru că aveți reflexele deontologice. Dom'le, nu ne jucăm, nu speculăm. Nici cu biopsiile, ca să nu speriem oamenii. Sigur, nu. No, dar există acel ceva, știți că sigur în medicină nu se folosește niciodată. Nici măcar în materie de vaccin. Dar să vă spun următorul lucru. Un medic mare, tata întotdeauna avea o perspectivă foarte mare, era un mare matematician, David Hilbert, care zice că un om foarte inteligent are o perspectivă foarte mare asupra lucrurilor. Un om mai puțin inteligent, o perspectivă mai mică, altul mai puțin inteligent și mai mică, până când tâmpitul are un punct de vedere. Un punct de vedere poți să-l ai în politică, dar când ai o chestie de genul ăsta în diagnoză și în asta, știu despre ce spuneți. În primul rând, identitatea unui neam, cum zic ei acum, suveraniști, au spus că sunt foarte vicleni. Cu cât ești mai legat de pământul tău, de exemplu, eu vin aici și am zis ierul Doru, măi, vreau să mănânc ceva unguresc. Atunci se face dialog între culturi, diferența. Poporul, părintele Stăniloae, poporul român, e popor punte între civilizații. Și uitați cum este cu creștinismul. Cred că l-am mai dat exemplu, mitropolitul Banatului, Ioan. Băi, Dane, ce că am fost episcop prin Covazna și m-a chemat un țăran să-i sfințesc o grada, gospodăria acolo, casă. O masă extraordinar de frumoasă acolo, cu bunătăți, cu astea. Gardul, pruni, piersici. Și gardul mergea așa și la un moment dat se oprea într-o fântână. După care continua gardul. Dar fântâna era la mijloc. Și că de ce faceți cu gardul așa? Păi nu, că dincolo e ungur. Și bem aceeași apă. Ala e creștinismul. Uitați, domnul profesor, când părinte, unde este confuzia. Nu confundați religia cu credința. În numele religiei s-au făcut crime. Inchiziția, Jules Michelet, Le Guerre Religieuse,
cea mai frumoasă fată din sat era luată, îngropată până aici, i-au pus batista pe față și au călcat satul în picioare, zicea că este vrăjitoare. Așa au făcut ăștia cu mine acum că au zis că sunt putinist. E linșajul mediatic. Noroc că poporul român nu e prost. Poți să faci din ortodoxie un cuțit. N-ați văzut că dă cu mir și ucrainienii dau și ei în partea altă. Aia e religia. Credința e cu totul și cu totul altceva. Și să zicem, nu absolutizăm. Eu am zis, domne, tata era din Dobrogea și mi-a zis că tătarul nu strângea toată recolta. Și că mai aveți roșii, castraveți. Nu, nu. De ce? Să vină văduva și orfanul din sat să ia. Ce spuneți dumneavoastră că în Dobrogea sunt vreo 18 etnici și n-a fost nevoie de niciun comisar european? Și au stat într-o, câte bordei, atâte obiceiuri, într-o comuniune extraordinară. Sistemul de timp normativ vine de dincolo, știți, noi am fost cruciați, noi am fost crucificați, ei au fost cruciați. L-am văzut pe un comisar european care mânca o baclava, ziceam, this is very interesting here in Romania, in Dobrogea, baclavaua. El nu știa că acolo erau 18 etnii. Și niciunul nu și-a pus problema să-l modifice pe celălalt. Tata îmi spunea când avea 5 ani, și că, bă, venea copilul de evreu, îmi dădea pască, îi dădeam o roșii, ăla turcu ne dădea halva. Și atunci, stilul normativ este omul care nu are Dumnezeu. Și este ca, eu mă întâlnesc cu iubita. Și în mine e acel ceva care nu se poate lămuri. Și vine unul și că dacă vrei să te întâlnești cu iubita, unde la? Ia mersul trenurilor. Dau jos din tren. Nu se poate numai cu rigla. Sunt zone, tata îmi spunea, de boli cu cauze necunoscute. Și apropo de chestia asta, uitați ce înseamnă diferența, și mai ales în domeniul de cercetare. Vi-l închipuiți pe puștul ăla de 27 de ani, care i-a spus lui Pasteur, începuse... Pastor cu Dumnezeule, cu geniul lui, și a spus așa în grădină, vezi, în buruieni, acolo un trandafir, în curând îi vor mânca mâncarea. Asta este și principiul vaccinului. Rămâne, se numește teoria terenului epuizat. Puștul ăla de 27 de ani a studiat 6 ani și a zis, domnul pastor, nu aveți dreptate. Nu e un principiu horticol. E un război chimic între bacterii. Descoperise principiul antibiozei cu 60 de ani înainte lui Fleming. Puștiul se numea Babeș. Tatăl lui a fost deputat aici, în Ardeal, și a luptat. Ce spuneți? Că vine câte unul din ăsta, de rămâi uluit, și când eu am văzut la televizor, zicea Karl Popper în teoria cunoașterii, dacă o ipoteză este contrazisă de evenimente, de experiențe, și tu nu ții cont și mergi înainte, înseamnă că în spatele acelui ipoteze este un grup de interese. Dacă nu a fost o dezbatere, cum să zic, la nivel medical, apropo de libertatea într-o situație de criză, cum a fost asta, pandemia, nu a fost nicio dezbatere, au fost numai oameni alungați. Și au fost doctori la noi de mare calibru, care, sau în Occident. Și a zis, nu, eu am dreptate. Și atunci vede că libertatea se declină ca un dialog, ca un schimb, mai ales că ești pe un teritoriu necunoscut. Pe un teritoriu necunoscut, nu vedeți ce repede s-a terminat cu libertatea la noi, s-a dat un decret, așa, fast food, repede, s-a terminat. Stai, domnule, despre ce este vorba? Pe domnul doctor, noi în primul război mondial, știți cu ce defilam în materie de bacteriologie și virusologie? Era Babeș, Ion Cantacuzino și Constantin Levaditi, care a fost director la Pasteur. Pe când l-am întrebat pe tata Dumnezeu să-l odinească, zicea, bă, tu ai auzit de mare experiență, eu trebuie să uită, 14 ani. Era holeră, și holera nu este, bacilul holeric nu este un virus, și a făcut vaccin în plină epidemie holerică și toate somitățile din Europa au fost împotrivă. Și a avut dreptate Cantacuzino. Ce ziceți de lucrul acesta? Și ei au recunoscut în final.
Ați văzut vreo dezbatere acum care se dă libertate și poporului român? Noi trebuie să tăcem noi din gură, să ne strecurăm. Vorba unei țigănuși, l-am întrebat, te-ai vaccinat, mă? M-am vaccinat, să moară mama. Și cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. De ce? Îmi plac femeile. Inteligență majoră. Haideți, dumne, să discutăm, că și aici este libertatea gândirii științifice. Este, discută, petă în cofăr. Mare bacteriolog. Fiți atenți, dumne, când se certa cu Robert Koch, care descoperise bacilul holeric. Și a zis, nu cred, ești un escroc. A luat, e probat și a băut-o, nici acum nu se știe de cine a cu holer. Dar era o dispută, bunii mei prieteni. Nu înseamnă că Koch n-a avut dreptate, dar era o dispută. Era o problemă când ajungi în situații de criză de genul ăsta, pui mințile cele mai inteligente la lucru. Un regizor mare nu face abstracție de actor. De acolo aveam un cretin, zicea, du-te din stânga în dreapta. De ce? Păi de ce? De aia. Mă, de ce? De aia. Că-s regizor. În Parlament există o cutumă care se numește dreptul la replică. Vă rog. Lucrurile sunt țintite în o anumită direcție. Vă dați seama că orice poate merge spre o polemică, sigur, o polemică cordială. Constructiv. Fără nicio îndoială. Dar vă dau o veste, domnule Dan Puric, pe care o cunoașteți cu siguranță. Vă amintiți din tinerețea noastră despre acel serial care se numea Dr. Quinn? Nu. A fost, poate unii ați văzut la televizor, o doctoriță plină de empatie care bătea dealurile și munții, vindeca pacienți în diverse locuri răzlețe, punea diagnostice superbe cu stetoscopul la gât și doar atât. O formă romantică de manifestare a medicinei. Vestea bună, nu mai este proastă, e bună, este că Dr. Quinn a murit. Trăim în alte zone. Babeș, Papa Nicolau, Pasteur, au fost genii pentru vremurile lor. Mecanismele de testare, de evaluare, de recunoașterea erorilor care apar în medicină, da, da. Acum au o altă viteză de rulare. Da. Așteptările sunt diferite. În esență, un studiu științific este valoros numai în măsura în care este reproductibil. Da. Și asta e diferența între experiența, între medicină bazată pe experiență și cea care se bazează pe dovezi, pentru că dacă un experiment nu reproduce în aceleași condiții de nenumărate ori, el nu are valoare științifică. Sunt momente în existența omenirii în care trebuie să alegi răul cel mai mic. Așa încât eu cred, fără nicio, din experiența medicală pe care o am, că și aici cu siguranță că putem avea fiecare în felul lui dreptate, că ne putem exprima în raport cu informațiile pe care le avem și care sunt științifice. Eu vă spun că vă admir din punct de vedere al actorului și al eseistului și al verbului într-un mod absolut remarcabil. Dar mă gândesc că la medicină mă pricep puțin cel mai bine decât pe dumneavoastră, pe zona asta. Și de aceea e un paradox până la urmă în societate. Și este, dacă vreți, și un eșec a unor campanii medicale făcute cu bună credință. În statul românesc, care are etosul său, care are cultura sa ancestrală, dacă un mesaj de un fel anume îl spune medicul și un mesaj opus pe aceeași temă, îl spune preotul. Pe cine crezi că va crede în primă instanță omul simplu de la țară? Pe preot. Înseamnă ceva lucrul ăsta? De data asta sunt de acord cu dumneavoastră, în sens absolut. Poate că credința, biserica, are experiența și miile de ani care vin din spate și dau credibilitate poate mai mare, poate că știința se schimbă prea des ca informații, dar cred că asemenea experiențe trebuie să ne scuture din când în când și să ne facă să vedem că suntem în altă eră. Medicina s-a schimbat. Domnul doctor, între anii 1940 și 1980, medicina a făcut progrese cât în 4.000 de ani. Am fost prieten cu cel mai mare iatrolog, Radu Iftimovici, care a luat și premiul european al doilea după Kalinga, după Nobel. Și discutam cu el. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate.
Sunt alte timpuri. Discutam cu Octavian Cotescu. Notara la vremea lui a fost mare. Uitați unde este eroarea. Nu. Eu nu m-am băgat în parohia dumneavoastră ca medicină. Eu vorbeam de libertatea și de privilegiul cunoașterii, indiferent că suntem pe fast food, fast thinker și că, sigur, știți foarte bine că medicină și peste tot se accelerează informațiile. Medic mare, cercetător. Medicina celulară explică totul și nu vindecă nimic. Medicina naturală nu explică nimic și vindecă aproape totul. Doi. Bun. Acum. George Emil Palade. Bun. Stați să vă spun. Știți cum a făcut cu ribozomii izolarea? Și-a dus aminte de bunica sa care punea zahăr mult la dulceață și izola. Era un proces. Fiți atent. El a fost elevul unui mare medic care făcea și antropologie, Dumnezeu îmi sare din cap acum, care l-a pus să studieze rinichii la delfin. Tata era la Constanța. Și el s-a întrebat așa: domnule, de ce mă pune pe mine Rainer? Rainer a fost medicul. Iar soția lui a fost primul medic chirurg de la noi din țară. Rainer i-a zis așa: bă, băiatule, ocupă-te de rinichii la delfin. Și zice: dement, eu vreau să fiu medic, mă ocup de rinichii la delfin. Și i-a zis lui Radu Iftimovic în America: în ani mi-am dat seama că mi-a mărit perspectiva și aveam teritoriu pentru meditație biologică. Eu, știți cum l-a întrebat, de ce v-ați lăsat de medicină clasică și ați intrat în cercetare? Răspunsul Palade: pentru că m-a cutremurat prăpastia dintre cunoștințele medicului și așteptările pacientului. Este cutremurătoare. Este cutremurătoare și atunci, vedeți, și la mine mi-a zis un mare profesor, l-am avut, Dumnezeu să odinească, înainte să am pe Genian Vădem Rădulescu, alt geniu, dar necunoscut ca și în România, mi-a zis: bă, nu te-ai sătura să stai cu fundul pe scamă să joci caragele? Dar ce vreți să spuneți, domn profesor? Bă, teatrul este susceptibil și de un alt canal de comunicare, de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Și dă-i puri și încep să faci pantonină, cum zic ăștia la Ministerul Culturii, că nici nu știu să zică pantomimă. Zic, mă întreabă dacă mai fac pantomilă. Pantonină și pantomilă, și am făcut 40 de țări. Și am citit pe urmă Gordon Craig către Haigaterian: secolul 21 va descoperi un vehicul care să transporte mai rapid și mai onest gândurile și sentimentele noastre. Păi l-am descoperit. E un alt canal de comunicare. Medicina și știința, unul din cel care a vorbit de paradigme, zicea: domnule, am făcut greșeala să-l judec pe Aristotel cu cunoștințele mele de acum. În sistem, dumneavoastră a zis foarte bine, Babeș, da, dar în vremea respectivă, dacă noi am avea o minte dezinhibată, cum a fost el sau Cantacuzino sau Levaditi, o minte dezinhibată în situația asta și nu una, ei nu aveau, eu de asta am dat exemplul ăla, el nu avea complexe. El verifica la Babeș, l-a mușcat câinele turbat, un lup de ceafă pe țăranul din Bucovina, și ăla a murit turbat cu vaccinul lui Pasteur. Cu vaccinul lui Pasteur. Și s-a întrebat de ce. Și atunci a trebuit să facă prin sânge imunizat, să ia de la unul vaccinat sânge, să-l pună în partea altă, să pună... S-a descoperit serul, ca să fie viteza mai mare de reacție. Pentru că altfel murea cu un vaccin. Verișoara mea a fost microscopistă și entomolog cu țânțarii. S-a predat și în Viena. Și zicea: Dumnezeule, poate să controleze cineva ce fac ăștia în laboratoare? Cum e posibil într-un an jumate să scoți o chestie care are nevoie de verificare 10 ani? Ci că e o rată de mortalitate, da, dacă poate să fie copilul tău. Cum îți asumi responsabilitatea? Domnule, hai să vedem, există o chestie, nu absolutizați. Nu absolutizați, pentru că aici este viața unui om. Nu vedeți că acum sunt atâtea decese subite, legate, au început să recunoască televiziunile, au început să-și facă mea culpa. Dar atunci când a fost, de ce dai mă cu toporul? Tata zicea, mai vedem. Zic, tata,
Băi, băiatule, bă, apendicita poate să doare și în stânga. Cum, tata? Prin transmisie radială, zice. Apropo de stetoscop, vă dau o chestie numai pentru că aveam o prietenă la 18 ani, frumoasă foc. Tata m-a făcut la 53 de ani când a avut timp. Și aia zice, domnul doctor, și țățoasă așa, domnul doctor, simt așa un junghi aici în inimă. Și tata, cum avea servietă din aia veche de piel de porc, și a scos stetoscopul, domnișoară, dacă îmi permiteți, după care a fost absolut genial, a zis, domnișoară, dacă îmi permiteți să vă ascult cu urechea, Hațiganul spunea că stetoscopul înșeală. Dragilor, dacă îmi permiteți să primim un vaccin de la Nicolae. Hai, bagă. Este fascinant ce se întâmplă aici. Sunteți de acord cu mine? Sincer. Aveam cu totul alt program și teme de discuții. Când să știți. Vă când ceva rusește. Nu că ne-ar sta să fătăți. Sau în Ciardaș. Am avut multe concerte la Budapest. Dar vreau să vă spun ceva. Eu în pandemie am spus foarte clar și public că voi face concerte numai pentru cei nevaccinați. Citiți la mine pe Facebook. Că Tudor Gheorghe a zis invers. Știu. Dar nu trebuia să dai nume. Să ne dezbinem. Da, el a zis invers și mai mult decât atât, există un violonist foarte bun al nostru, nu-i mai da numele, te rog, care el chiar a cântat în maratoanele vaccinării. Deci vă dați seama. Cu Stradivariusul. A cântat în timp ce se vaccinau oamenii. Iartă-mă. Uite, să-i răspund domnului doctor o chestie aici. Nu, dar e la mijloc. Mă simt minoritară. Nu, nu, vreau vaccinul. Profesorul e la mijloc și minoritatea are nicio șansă cu noi. O secundă. Vreau să vă spun ceva. Domnule, nu vi s-a părut dubios că virusologii s-au băgat în potirul Sfântului? Și doi, au fost preoți care au zis că Sfântul Duh se află în vaccin? Ce ziceți, domne, de chestia asta? E ca aia. Este libertate de opinie, de expresie. S-a politizat prea mult. Astfel încât, până la urmă, noi putem spune orice, păi da, domnilor lor da, vor... Da, dar de ce ai murit? De la o opinie. Nicolae. Nu vă mai spunem noi că știți adevărul. Prietenul meu, Dan Puric, a vorbit atât de frumos și l-a menționat atâtea ori pe domnul doctor, pe tăticul lui, Dumnezeu să-l odihnească. Dar vreau să vă fac o mărturisire, sincer. Astăzi, 23 noiembrie, este o zi foarte specială pentru mine, pentru că se împlinesc 11 ani de când tatăl meu, tăticul meu, preotul Ian Voiculeț, este la Domnul. Și am să cânt pentru el această doină sus pe culmea dealului și pentru toți cei care s-au jertfit întru Hristos prin închisorile comuniste și prin viața asta comunistă. Sus pe culmea dealului.
Superb. E pentru prima dată când cânt o doină jos. Să mă ierte Dumnezeu că am făcut lucrul ăsta. Pentru că doina este sus. Așa cum sunetul naiului merge vertical spre cer, spre Dumnezeu. Îi spunea fănică Luca, maestrului meu, Gheorghe Zamfir. Suflați, mă, tată, pentru că sunetul vostru merge spre Dumnezeu. Dacă îmi permiți, fiți atent acum, apropo de libertate. Profesorul meu, Dem Rădulescu, geniu, nu se ambala cu teorii, a zis, dragă Puric, ce e doina? Nu zic, Dumbrusul, doina este un cântec de jale. De... Nu, n-ai înțeles. Fii atent aici, Gică, așa spune. Pune mâna tu pe masă și o strag una cu ciocanul. Și face, și te aștept și când e gata să strac, îți mai dau una. Și mai este suferință fără pauză. Asta este palimpsestul. Palimpsestul e o bucată de piele, se scria și dacă mai vrei să scrii ceva, ștergeai, dar mai rămânea din aia. Suferință peste suferință peste suferință. Dar ați realizat ce suferință senină și mântuitoare. Îi spuneam în avion lui Nicolae, bă, Nicolae, doina e o crucificare care anunță înviere. Nimeni nu pleacă dărâmat după doina. E un fior care te întărește. Paradoxul libertății românești, ce a zis aici Doru, capacitatea de a răbda, dar nu Sisif, dobitocul ăla, ci răbdarea creștină unde dai sens suferinței. Hristica, Golgota are sens. Și atunci, de câte ori aud și eu sunt și foarte bun prieten cu maestru Zamfir și am spus, Gheorghe, tu ești icoana suntele românesc, iar tu, Nicolae, ești copilul lui. Da. Îți mulțumesc, Dan. Eu am stat lângă maestru Zamfir foarte mulți ani. Și mulți ani în străinătate, la Paris. Știți ce am descoperit eu la Gheorghe Zamfir? Credința sunetului românesc. Din cuvântul sacru românesc. Gheorghe Zamfir a fost și va rămâne un fel de apostol. Pentru că înaintea cuvântului a fost sunetul, adică vibrația, adică harul, adică Dumnezeu. Exact ceea ce vor ei să ne ia în fiecare clipă. Eu am stat un sfert de secol în America. Pe mine n-au cum să mă mai prostească. Eu sunt aici pentru voi ca să înțelegeți că dimensiunea culturală, creștină a poporului român este deasupra acestui conglomerat care se numește Uniune Europeană sau de orice fel. Și când spun asta, mi-asum. Europa trebuie să fie a națiunilor. Iar noi trebuie să rămânem români. Atât. Spuneai mai devreme, Dan, câteva frânturi din copilăria ta. De acolo cred că ne hrănim cu toți din copilărie. Primul contact cu libertatea noastră, cu fericirea noastră. Mă amintesc că eram în curte la bunicii mei, undeva pe Valea Mureșului, într-un sat, Dumbrava, și alergam desculț prin ogradă. Mă urcam în frag, săream garduri, mulgeam vaca dimineața la 5 cu bunica, beam
lapte cald din cana proaspătă. Aia este prima libertate pe care noi o degustăm și de asta, de fiecare dată când am ocazia, în drum, părinții să-și ducă copiii, dacă mai au bunici la țară, pentru că acolo este seva, acolo este substanța noastră națională. Tot de dragul porei mici cordiale, crezi că le mai place laptele de capră celor care au 7-8 ani acum, care ar fi duși, sigur, cu bună credință, cu bună intenție la țară, ca să vadă cum crește vaca și cum paște capra și lucrurile astea care pentru noi reprezintă niște amintiri duioase, frumoase pe de-a întregul, o existență care cei de acum nu o pot înțelege, fără niciun doială. De ce oare trebuie să le o pomenim? Pentru că, de foarte multe ori, pentru că eu fac o extrapolare a acestei întrebări, întâlnesc chiar des afirmații făcute de colegii de-ai mei din zona universitară care spun, sigur, cu o tentă ușor critică, studenții nu mai sunt cum erau pe vremuri. Sigur, și eu pot să fac niște valori în acest sens și să mă gândesc cum erau atunci, cum era generația mea, cum sunt cei de acum. Și într-o vreme chiar am căzut în afirmația asta, care, repet, avea puțin critică și puțină părere de rău. Nu mai sunt ca pe vremuri. Sunt ca acum. Dar sunt mai buni sau mai răi, sau doar sunt diferiți de cum erau pe vremea mea? Pe cine ați întrebat? Pe mine sau pe... Mă uitam la Doru sau și pe mine. Mă uitam la Doru și mă gândeam că răspundeați dumneavoastră. Exact. V-ați uitat la el, dar mă întrebați pe mine. Exact. Domnul doctor, vă dau o chestie din medicină. Avem un prieten slab și după 3 ani l-am găsit așa. Ce-ai făcut, mă? Și că am băut numai Fanta. De ce? Ca să găsesc în dop un BMW. Asta e generația nouă. Nu toți, Doamne ferește, pentru că sunt tineri excepționali. Nu știți și din alții? Exact. Până la urmă... domnul doctor, fiți atent ce vreau să vă spun. Dacă luați un copil și de mic îi dați Coca-Cola, Pepsi, astea, și la 15 ani îi dați apă de izvor, o scuipă. Pentru că i s-au schimbat papilele gustative. Are, dacă ăștia sunt hrăniți cu artă acum, generația, cred că i-am explicat lui Doru dimineață ce s-a întâmplat. Este o operație criminală aproape genetică. Le-a tăiat canalul cultural. Zice Conrad Lorenz, mare etolog. Eu am învățat despre... Vedeți, el vine cu amintiri de la țară, ca și mine. Le-a șters. Sunt ai nimănui. Am văzut un microbus prin 96-97 cu ostrieci și a zis, oi, ei nu văzuseră decât pe la televizor. I-a dat unui neamț să mănânce brânză de astea, zice, this is cheese. Yes, it's cheese. No, this is cheese. Yes, it's cheese. No, it's cheese. Și că n-a mai mâncat de 20 de ani. El mâncase humus. Nu știu ce a mâncat, lut alb. Sunt alte timpuri. Spune-mi cu ce te hrănești ca să spun cine ești. N-ai cum, proiectul de dezrădăcinare. Deci una, tu înveți de Eminescu că a fost conștiința noastră, sinele nostru cel mai bun, cum zice Noica, și altul să iasă o țoapă, să zică la televizor, pe mine sintagma de poet național mă îmi face rău. Și dădea din mânuțe așa. Dar de ce îți face rău, mama e? Pentru că omul ăsta a fost exponențial. Așa cum la unguri, Petru Fișandor, fiecare, la ruși, Pușkin, ei sunt vârfuri. Ce cu vârfurile? Când un neam se strânge într-o conștiință, știți că Eminescu a început ca suflor la Teatrul Național. Pascal l-a rugat să traducă din Theodor Roecher, citea alea, scria estetica, să-i le mai ridice nivelul actorii. Și am zis, bă, Eminescu de la suflorul Teatrului Național a ajuns suflorul Conștiinței Naționale. Păi nu vedeți că dacă ce scrie, a scris în 1880 ceva și este scris ieri. Vă dau un exemplu. 29 de ani. Iubesc acest popor bun, blând și omenos.
pe spatele căruia diplomații fac hărți și împărații fac războaie, fără de care sufletului habar n-are. Uitați-vă de la televizor. Diplomații și împărații fac războaie, într-un fel de sifilis al sufletului, și poporul român nici n-a gândit la așa ceva. Iubesc acest popor bun, blând și omenos. N-a zis marginea Europei jegoși și târharii, cum au scris intelectualii noștri de astăzi, o elită de maimuțe trădătoare. Acolo erau oameni care își iubeau poporul. Aici, cum să spun, știți ce a zis o Goga când am intrat în război, în 1914, 2 ani de neutralitate? I-a stricat Ardealul din piept. Rugați-vă să crească Carpații Mari, să nu vă ajungă blestemele noastre. Un popor, Octavian Goga, se apără cu regimente la graniță sau cu o statuie de care sunt legate mii de inimi? Statuia era Eminescu. Vedeți? Ai pământului tău. Și atunci vin și vă spun, este o generație, eu lucrez acum cu generație nouă. La Teatrul Național am dat o audiție, n-a venit unul din Teatrul Național. Au venit din afară, dar excepțional. Aia din afară, excepțional. Aia de pe salariul stor și mi-este că n-au dacă eram în aeroport și m-am întâlnit cu Sanda Manu și zic, bă, dacă vin la institut și le vorbesc de Vraca, de Birlic, ori să zică că sunt extremă dreaptă la fotbal. Știți ce mi-a zis domnul doctor? Să le vorbești tu de Cotescu și de Amza că nu știi nimic. Mie mi s-a întâmplat, am făcut Don Quixote, îl vedeți pe YouTube, că am fost toată Europa. Și eu cu fată de 25 de ani cu prietul ei și zic, bă, vorbeam, drăguț, uite-te în vizic la Don Quixote, mâine îl joc, l-am dedicat lui Demre Dorescu. Cine e? Zic, e senator PSD. M-am dus cu Ovidiu Conci la draga Olteanu Matei, Dumnezeu să o odihnească, 60 de ani de cinematografie, intru la Piatra Neamț, unde era vedetă, făcuse și școală, la talie națională. Și la florărie, o domnișoară, vreo 28 de ani, 30 de ani, zic, domnișoară, făceți-mi un buchet frumos pentru draga Olteanu, doamna draga. Nu știu cine e. Păi zic, este în partid, în UDMR. Zic, din partea lui Caramitru, domnule Caramitru, nu ești tu pe ăștia tineri din politică deloc. Și atunci, poți să-i spui, mamă scumpă, ești tâmpită. E diagnosticul direct, o șochează și o revitaminizează. De ce ești tâmpită? Eu am zis așa, draga, tu nu te supăra că n-ai primit nimic din partea președintelui. Că e normal. Dacă n-are criterii culturale, de unde? John Wayne era pe moarte, avea cancer. Și Jimmy Carter a scris, domnule John Wayne, dumneavoastră sunteți America, eu doar sunt servitorul ei. Nu te mira, doamna dragă Olteanu, de așa ceva. Pentru că trebuie să ai conștiința neamului, bă. A dat premii pe niște prăpădiți din ăștia, ca și cum dumneavoastră, domnul doctor, o viață întreagă și lucrați într-un domeniu, cum nata este la... și este criminal. Dar am să vă spun o chestie nemaipomenită. Un medic în 1803, Winterbottom, pe coasta Benin a Africii de vest, imaginea este tipică de ce zis Toma, și cu bieții europeni și cu americani și cu lumea asta, a găsit sate întregi care erau așa. Dormeau. Și nu avea să creadă. Mai cădea câte unul jos. Și a scris în Anglia. Domne, e o boală. Le-a trebuit 100 de ani să afle că e musca țețe, vectorul, și că era boala semnă encefalită, dacă nu mă înșel. Așa este omenirea. Băi! Și trebuie conștiința. Avram Iancu striga. Acum le zice, acum generația tânără este așa. Și repet, nu toți. Sunt un lot de 10-15% excepțional. Dar restul stă așa, pe telefoane. Îi văd, mă plimb cu câine prin parc și trec pe la... El dă... E cu fata în față. El dă SMS-uri de la nivel de Prohab și aș face botox-a. Când mă întorc cu câine, la fel sunt. Și cu asta termin. E caz medical, e caz clinic. Ar trebui să-i studiați. E distanța aici, la... Dă-mi seama! La centru vechi. Între el și ea, 5 mese... Ai văzut când am intrat acolo în restaurant, ai zis, dă muzică mai încet. Cum să vorbești cu ea când e... Acolo alta...
electronică, din club meci, gol, minute. El când vine, vine el cu muzica. Și așa, și el așa. Deci nu mai... Cum să-i spui? Că nu poți să zici, vreau o bere, că nu te aude nimeni. Și atunci face pantomimă. Face așa. Dar am învățat de la dumneavoastră. Ai intrat pe parohia mea. Dar să vedeți ce am făcut. Am luat și o bere și am văzut pe tabletă ce-i scria el, fără să vreau lua aia. Nu zicea ce vrei să mănânci. Short language. CFT. Ce FTC? Și zicea FNT. Și iese un SMS mic din ei doi. Un PTC. Un idiot. Și atunci... Domnul doctor, lăsați-mă să mă răspund. Eu înțeleg că vă preocupă destul de tare posteritatea a tuturor, nu doar a dumneavoastră, astfel încât este o formă de grijă. Cine o să-și amintească de noi peste 30-40 de ani? Nu, deocamdată mă preocupă... Dacă cei despre care vorbim sunt atât de... Domnul doctor, pe mine mă ocupă prezentul. Eu sunt un puric, sunt uitat repede. Păsă-mă repede. Și l-am întrebat pe un preot ortodox bătrân. Zic, băi, părinte, ce să le spune dumneavoastră despre martiri, despre eroi, despre istorie? Cui să le vorbesc la SMCFTC? Răspuns ortodox genial. Mă, băiete, mă, lasă-i în pace, că ăștia nici măcar un păcat ca lumea nu mai sunt în stare să fac. Doamne, nu e genial? Dragilor, vreau să vedeți un om extraordinar, un actor extraordinar, liber, poate cel mai liber spirit. O să vă rog să puneți filmulețul. Aoleu, îl pui ăla? Surpriză? Să nu faceți infar. Stingeți luminile. În periferia spirituală, regile vene albastre, fac pulgări de zăpadă din inimile noastre. Ne-au stors toate lacrimile, sufletul uscat. Ne arată o lume de un alb imaculat, mascată cum de evoluție și modernism. Dați restul din pubel și mult iluzionism. Vezi diferența dintre a trăi și a exista. Sunt focuri de avertisment în zona ta. Unde-i omul liber, paici umbră lănțuit. Unii-și iubesc temnița, ce ați drențuit. Pun-te-n cuială nouă, frate, peste ziduri vechi. Țin ochii închiși, au ploape și la urechi. Acum se poartă conflictul, ne-au zidit ferestrele. Lăutar cu baghet, stânjenesc orchestrele. În noi se strică orice sentiment de bine. Victoria la Pirus, frigul în destine. Seara tunete din ploi, ziduri multe între noi. Răul prinde suflare, ține-n suflet soare. Inoculând convingerii, conceptul divin. Vocile astea false au băgat în tine venin. Controlul excesiv redă o viață de acvariu. E o dezintegrare psihică fără contrariu. Dar ai incertiuri, fii tras fără suflori. Povești reale, coduri stradale, griul în culori. Când durerea este cheia ce-ți va deschide ușa. Din trecutul nostru ia focul nu cenușa. Creonează viață simplă fără radieră. Adevărul suflă-n pânză, treci de barieră. Chiar dacă ai patina mereu, somnul fără vise. Capul sus spre mâine, timpurile spre zise. Închide-n tine luna de spin și un punct de cuie. În mintea lor de socul, cu suflet de statuie. Seau tunete din ploi, ziduri multe între noi. Răul prinde suflare, ține-n suflet soare. Seau tunete din ploi, ziduri multe între noi. Răul prinde suflare, ține-n suflet soare. Thank you.
Superb mesaj, maestru Dan Puric, omul liber, Dan Puric. Am promis de la început că vom interacționa cu dumneavoastră și o să vă rog să pregătiți cei care doriți să puneți o întrebare, două, trei, să o faceți cu sufletul deschis, pentru că suntem aici pentru a vă răspunde. Bună seara tuturor. Bună seara. Se aude? În primul rând, bună seara invitaților, domnul rector, Dan Puric, Doru și domnul Voiculeț. Bine ați venit la Târgu Mureș. Domnul rector, bine ați venit în sala asta și ne încântați cu ceea ce faceți la UMF. Salut toată audiența. Am o întrebare pentru Dan Puric, de fapt două întrebări. Simt așa, te urmăresc de ceva timp și simt cumva o temere. Crezi că ești suficient de credincios, ai credința în suflet, de ți-e atât de teamă de pierderea sufletului omenirii, nu doar a națiunii noastre? Asta unu. Și doi, crezi în evoluția omenirii? Dacă nu, de ce nu? Și de ce după mii de ani de evoluție ne-am duce spre involuție, dacă nu? Mulțumesc. Am înțeles. După părerea mea, orice om care crede profund, cu adevărat, în Dumnezeu, are o neliniște profundă. De-aia a zis Iisus, privegheți. Nu e... Creștinul nu stă la Călimănești. Nu stă în sanatoriu. Este profund afectat de ceea ce se întâmplă, pentru că e vorba de suflet. Îmi aduc aminte o poveste teribilă a Sfântului Antonie al Surojului. Zicea că un țăran stătea de vorbă cu marinar și l-a întrebat pe marinar, tatăl tău ce a fost? Tot marinar. Și cum a murit? În naufragiu. Și bunicul? Tot marinar, da. Și cum a murit? Tot în naufragiu. Păi, dar și de ce nu ți-e frică? De ce te mergi pe corabie? Asta e. Și atunci îl întreabă marinarul, dar tatăl tău ce a fost? Țăran. Lucra pământul. E, cum a murit? Acasă, în pat. Și bunicul tot așa, țăran, și cum a murit? Tot acasă, în pat. Atunci tu de ce te mai urci în pat? Creștinul nu stă în pat, stă pe valuri. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că toată viața creștinului este pe valuri și are doar trei porturi. Mila, iertarea și iubirea de aproapele. Acolo oprește. Uite-te la poporul român, e pe valuri. A oprit acum că a fost milă cu poporul ucrainian și ce se mai întâmplă. Iară pe valuri. Al doilea răspuns, nu cred în evoluție, cred în desăvârșire. Fiul meu, când avea 5 ani, s-a sculat în popou și mi-a zis, tata, mă duc la televizor, omul se trage din maimuță sau l-a făcut Dumnezeu? Și am zis, bă, pe omul l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți-i arătă tata mâine la teatru. Evoluția, sigur că există zonele de adaptare și sunt multe semne de întrebare. Dacă stai de vorbă cu un genetician serios, sunt în specii și zone de involuție. Evoluția spirituală, nu o numesc evoluție, eu o numesc desăvârșire. Și desăvârșirea, e diferența între evoluție și desăvârșire, este ca diferența între speranță și nădejde. Speranța este atunci când se vede ceva și are de tip istoric a cocoșului. Nădejdea este când nu vezi nimic. Zice Sfântul Apostol Pavel, nădăjduiți, dar ce nădejdea aia care nu se vede? În Variul Gafen cu pușcărie, la 30 ceva de ani, când toată țara era cu tancuri sovietice, nădăjduia în Dumnezeu. Și a zis așa, fiți atenți, comunismul va trece. Cine credea în 52, așa ceva? Comunismul va trece. Pregătiți-vă să puneți cărămidă nouă creștină.
ceea ce va urma va fi cumplit. Și atunci e altă perspectivă. Eu dacă dau drumul la cartea asta aici, pe care mi-a dat-o Domnul, ea cade, că este sistemul de gravitație. Asta este istoria. În credință nu mai cade. Este altceva. Eu cred în omul desăvârșit. În omul, cum să zic, specia, peștele, ca să devină mai pește. Îngerii apar câte unul. Cum e un Eminescu, un Enescu, un Coandă. Omul înduhovnicit apare. Libertatea, în primul rând, ca să spun, nu este o chestie care o înveți pe băncile școlii. E un dar de la Dumnezeu. E un dar. Este un dar. La fel ca fapta bună, bunătatea. Vă dau un răspuns ca să vedeți gândire atipică românească profundă. Socrate spune, omul face rău pentru că nu cunoaște binele. Și răspunde Vrânceanu la genial Simion Mehedin Soveja în conferința lui de la radio prin 36-35. Zice, s-a înșelat Socrate. Binele nu e un act de cunoaștere, e un dar. Ăștia care fac rău, îl fac pentru că știu ție binele. Uite unde lovesc. Un om, îl zicea Michelangelo într-un sonet, de ce oare boala pe omul rău îl face și mai rău și pe omul bun îl face și mai bun? Domnul doctor, am văzut oameni scăpați din cancer, erau răi, erau și mai răi. Și am văzut oameni care au trecut pe un accident și vezi plămada asta sufletească, firea omului cum este înăscută, extraordinară. Sunt lucruri care scapă gravitației sociale. Îmi aduc aminte la clinica domnului profesor Pavel de boli terminale, Sfânta Irina. Era o doamnă de 78 de ani și săraca simțea că moare, avea cancer. Și a zis, vreau să-mi văd copilul. Și domnul doctor a dat telefon și zice, domnule, e arestat de mult, de un an. A furat și în penitenciar. Și dați-mi comandantul. Domnul comandant, îi moare mama, veniți cu duba să o vadă. Nu se poate așa ceva, este lege, domnule. Noi nu ne eliberăm de aici. E lege, nu trece. Domnule, nu înțelegeți că s-au certat și până la urmă a venit duba. Numai că a venit cu 10 minute întârziere și mi-a zis doctorul Pavel, că Dane, n-ai văzut imagine de pateric. Ea era întinsă pe pat, asistentă acolo și a intrat ăsta cu cătușele și cu jandarmii. Și când și-a văzut, mama moartă, a căzut în genunchi și a zis, mamă! Dar au căzut jandarmii în genunchi. Jandarmii nu cad în genunchi. Atunci au căzut. De asta am spus, apropo de un medic oncolog, în rezervă, el trăgea să moară 36 de ani, cancer fază galopantă, mama la capul lui, soția. Și domnul doctor a venit, fișa medicală, le-a salutat și mama a zis, o clipă, domnul doctor, pe el, de ce nu-l salutați? Să fii foarte atent. Una este libertatea dată de Dumnezeu personală și alta este libertatea individuală, cetățenească, de care avem nevoie. Nu se confunda. Fără aia, de aia se zice la mormântare, cerul îi pare sufletului după trup atunci când vine clipa despărțirii. E o dimensiune imponderabilă, nu poți să pui mâna. În Occident, gândirea este cunoscut și necunoscut. Văd acum că ăștia de la Davos au zis că știu tot. Au eliminat și creatorul și creația. Cum ai trecut de turnul Severin, apare incognoscibilul. De aia zice Olteanu, las-o încurcată bine că-i vie. Nu-ți gândări. Este agnosticismul țăranului român, zice, pe asta numai Dumnezeu o știe. Ăștia știu totul. Vor să ne bage cifuri în cap. Știu totul, domnule. Mulțumim frumos. Încă o întrebare, vă rog, din partea... Da, te rog, microfonul acolo. Bună seara tuturor! Mulțumim pentru aceste dezbateri extrem de interesante și extrem de necesare, spun eu, mai ales după o perioadă în care, într-adevăr, ne-am confruntat cu oarecare limitare a libertății și atunci venim totuși cu întrebarea și avem nevoie să ni se ofere niște răspunsuri. Mai are poporul român această sete de libertate pe care totuși timp de secole a avut-o? Suntem în Ardeal. Timp de sute de ani am știut ce înseamnă jugul străin. Am avut această sete de libertate, ne-am crescut, pruncii i-am născut cu această dorință de libertate.
Avram Iancu, crăișorul nostru, icoana neamului românesc, la 20 și ceva de ani a avut curajul să se pună în fața unui imperiu. Oare noi astăzi mai avem curajul să înfruntăm imperii? Oare noi astăzi, ca neam, mai avem acele valori de care spunea chiar și Petre Țuțea? Eu mă mișc între Dumnezeu și neamul meu. Mai învățăm oare într-adevăr să ne raportăm la Dumnezeu și la neamul meu? Dacă o facem, unde învățăm acest lucru? Cum învățăm pe tineri acest lucru? Și dacă cu adevărat mai avem această sete de libertate? Mulțumesc. Domnul doctor, răspund. Vreau să vă spun că e de-al meu, doar atât. Cui ai adresat întrebarea? Tot mie. I-ați dat concediu medical, domnule doctor? Care e numele? Dragoș. Fii atent ce înseamnă cum lucrează Dumnezeu. Aseară am dormit prost din cauza lui Doru. Mi-a dat numai idei majore. Ce l-o fi apucat și vreau să facă România asta virtuală să, da. Acum când toată lumea nu știe cum se ascundă. Ești nemaipomenit. Știi ce am citit? Azi noapte așa citeam. Ai auzit de Sfântul Gelasie? Vai, domnule, Paisia Ghioritu. Fii atent, ci că, pacea asta, zicea la greci, pacea asta care noi avem acum, e datorită strămoșilor noștri, că s-au luptat pentru ea. Datorită eroilor noștri, ăia și-au pus viața în joc ca să păstreze libertatea. Și voi o dați comod, că nu vă interesează decât banii, mașinile. El observa, ca și tine, Dragoș, această mutație care s-a făcut. Și atunci, tu zici, ce e de făcut? Întrebare, eu am scris în carte. Pentru că am simțit în întrebarea ta singurătatea, un soi de disperare legitimă, pentru că ești înconjurat de din ăștia care au creierul de TikTok. Atât. Și-au dispărut. Și totuși se întâmplă ceva. Pentru prima oară în viață, acum 3 ani, am fost la Muntele Athos. Și acolo m-a dus și m-am întâlnit cu părintele Daniel, care a fost băiatul marele actor Octavian Cotescu, un om de o sensibilitate. Și a fost o întâlnire între noi nemaipomenită, sensibilă. Eu i-am povestit că l-am avut rector, că el a fost ceva de vis. Și la un moment dat m-a apucat revolta și zic, părinte, ce facem, părinte, cu tineretul ăsta? Se droghează, beau, nu citește nimeni nimic, este ceva, sunt de disperare. Privea așa o iarbă și zice, domnul Dânuț, se vor întoarce. Cum să se întoarcă, părinte? Că ăștia nu mai ascultă nimic, sunt cu căștile în urechi, văd, sunt zombi. N-au nicio treabă, sunt cipați de acasă. Domnul Dănuț, se vor întoarce. Și l-a mai necăjit cu o revoltă și mi-a zis, domnul Dănuț, se vor întoarce. Vă zic o întâmplare de aici, din mănăstire. Poate o ziceți oamenilor. A venit acum câțiva ani un tânăr de vreo 26 de ani care zice că vrea să facă călugăr. Și m-a întrebat, de ce? Zice că eu de la 19 ani până la 26 de ani am făcut tot ce se poate face rău. A vândut și organe de copii. A vândut femei, a făcut tot droguri, tot. Și ăștia se uitau la el așa. Dar când spunea, plângea. Zice că am făcut tot ce e rău. Și ăștia, dar de ce vrei să te faci tu călugăr? Dacă ai făcut răutățile astea. Zice că ceva m-a învins. Ce? Și plângând în hohote spunea că atunci când a avut 5 ani, dormea, știi? Și s-a trezit în timpul nopții și o căuta pe mama. Mama, și a văzut ușa întredeschisă. Cu lumânare, cu ceva. Și mama lui se ruga la Maica Domnului. Și zice, asta m-a lovit în piept, asta am vins. Și acum zice, domnul Dănuț, nu este important ce fac ei, ci ce facem noi ca să aibă unde să se întoarcă. Eminescu, viitorul Umbra. Avram Iancu a murit nebun. Tot poporul român a venit la mormântarea lui. S-a dus în Câmpia Libertății și asculta nebun cum era și că stelele veneau peste mine. Nu te descuraja. Fii așa. Viitorul Umbra. Ăla micu vede.
decât să-i spun aia, nu știu ce, cu tare, cu tare, cu tare. Și mai este o chestie, o știu de la coregrafa mea, doamna Maruș Iosef, are 97 de ani, o evreică de o calitate rară și mi-a zis, Dane, educația nu o faci direct cu el. Vorbești cu soția, el se joacă că e caghebist. Și ai văzut pe tâmpiția care își pierd toată ziua pe computer. Mă, nu mai citești, îți dai seama ce imbecile ajung. Îl atrage cu urechea și procesează personal. Dacă îi spui, îl distruge grupul social. Zice, vină mă, lasă-mă pe tactul că e bătrân. Tragem o iarbă pe aici, fii atent. Pe când așa, dacă o faci subversiv, înțelegi ce vreau să spun. Nu e o rețetă, e o cale. Eu lucrez cu tineri. Și îi aștept și pe amărâția din Național să se întoarcă. Am mai făcut de ani de zile și știu și când pleacă. Profesorul meu, Trena Elina, a zis, bă, dacă dai cu sapa în pământ și sare sapa înapoi, nu blestema pământul. Mai dă o dată. Asta. Frumos. Vă mulțumim. Dacă mai aveți o întrebare, o ultimă întrebare. Da, a fost o seară extraordinară. O să-l rog pe Nicolae să termine așa cum a început, într-un mod superb. Iar noi vă promitem că vom reveni cu oameni frumoși, cu oameni demni, care împreună să construim demnitatea poporului nostru. Te rog, Nicolae. Am să închei micul meu periplu muzical și această seară memorabilă, pentru că ea va rămâne în noi și peste tot, peste noi, cu o melodie, un cântec. Este mai mult decât un cântec. Eu îl cânt de aproape 20 de ani. L-am cântat foarte mult și în pandemie. Pentru că mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Și am să-l cânt împreună cu dumneavoastră de două ori mai tare decât îl cânt de obicei. Știți de ce? Că așa vreau eu aici, la Târgu Mureș. Și credeți-mă că eu în catedralele lumii, cu acest instrument atât de mic, acopăr orgile, care sunt de 10 sau de 20 de ori mai mari ca această orgă pe care o aveți dumneavoastră. Deci am să vă rog, dacă vreți și știți cuvintele, dar cred că le știți, politicienii nu le știu. Nu le știu, credeți-mă. Are 11 strofe, se cântă 4, dar nici pe acelea 4 nu le știu. Și o să-l cântăm împreună, la final, da? Sunteți pregătiți? Și eu. Ceva. Cântați! Cântați cu mine! Scoateți-vă telefoanele dacă nu știți textul și cântați-l!
Știți când se va întâmpla ceva în România? Atunci când românii își vor cânta imnul. Atunci când românii își vor venera eroii și martirii. Atunci când românii se vor închina și vor merge la Sfânta Liturghie. Noi nu avem nevoie de conducători, avem nevoie de români care să se roage pentru acest român și care să iubească poporul român și care să aibă duhovnici. Aceia vor fi conducătorii României. Doamne ajută, cu bucurie! Mulțumim din suflet tuturor. O rugăminte mai am, Nicolae, dacă poți. Așa am început seara cu ceva pe suflet și vreau să o încheiem. Tuturor celor care doresc un autograf sau o carte de la maestru Dan Puric, aici la ieșire pe dreapta, puteți să vă opriți. Nicolae, eu aș vrea o colindă. Păi asta n-a fost de suflet. Da, eu vreau o colindă. Eu mă duc să dau autografi și îl cântă colindă. Da, între timp. Da? După aceea, sigur. După aia? Adică să nu le iau banii pe colindă. Da. N-am să vă cânt colindă, deși lucrez la un disc pe care îl termin în aproximativ o săptămână, cu orchestră simfonic pop, l-am înregistrat în străinătate, în România, va fi ceva excepțional. Doar maestrul meu a mai reușit să facă un asemenea disc, dar pentru că vorbeam despre Gheorghe Zamfir, despre maestrul meu și părintele meu și nașul domnului Dan Puric și un mare român. Da? Am să vă cânt o melodie pe care dumnealui a lansat-o acum 45 de ani și a fost numărul 1 pe glob zeci de ani. Este și acum. Se numește Ciobănașul Singuratic, da? Lonely Shepherd. Am să vă cânt. Thank you.
Da, mulțumim frumos, a fost o seară minunată. La mulți ani România, pentru câteva zile va fi ziua noastră națională și noastră sărbători fericite dacă nu ne mai vedem. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și nu uitați să fiți buni și să iubiți. Vă mulțumim frumos!